Bună seara, dragi Joș, bun găsit la întâlnirea cu Profon. Iată-ne din nou împreună cu Albinuțel, suntem la Stupină. Știți bine, asta e, adică asta e, să o arăt ca să vedeți. Deci, Stupina pe care o știți. Dar, până în alta, trebuie să vă spun că emoția mea este maximă, pentru că ceea ce mi s-a întâmplat acum astăzi, la ora asta, este ora 6, 18 și 20, să zic așa, nu mai știu exact dacă dau exactitate, dar o bucurie imensă trăiesc, pentru că cel de-al doilea elev online, Cristi, bine ai venit, Cristi! Bine v-am găsit, profesor! Dragule, trebuie să spun că mi-ai făcut o emoție maximă. N-am văzut din multă vreme niște ochi albaștri frumoși ca ai tăi, umez de bucurie. Mi-ai transmis emoția maximă când ne-am întâlnit de Bacău. Nu, eram un petrit de bucurie. S-a fost cum spune, eram țintuit așa și spuneam, nu se poate. Tu spuneai, nu cred că pot să mă aflu în situația asta. Am stat de capul tatălui. Bine ați venit, vă rog. Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru ideea extraordinară de a face online. Vă datorăm foarte mult. Eu vă mulțumesc frumos. Știți, pentru astfel de situații, se întâmplă așa. Eu îmi încarc bateria și continui cu mult mai multă forță. Și trebuie să vă spun un lucru. Sunt mii, sute de mii de copii care au reușit. Tu de când ai dat peste mine, Cristi? Domnul profesor, din clasa 11-a. Din clasa 11-a? Da. Tu ești acum în anul 3. Am trecut în anul 4. Deci 4, 5 ani, 6 ani aproape. 5 ani. De 2012 bănesc eu care. Da. Așa? Da. Atunci. Dragilor, de multe ori am spus, sunt foarte mulți copii care au reușit numai cu lecțiile mele. Domnul Bărbulescu. Spuneați mai devreme că, din păcate, școala face atât de puțin pentru copiii noștri și iată că Dumnezeu a rânduit ca un om undeva, într-un colț al țării, să facă un lucru pe care nici eu nu mi-am închipul că vor face, nu vă duce o paranteză. Și eu sunt tot cadrul de activ, de educație fizică și în fiecare domeniu ar trebui să facă mai mult profesori, în primul rând, să se schimbe, dacă de sus e mai jos, mai greu, cu mai multă pasiune și să-și respecte meseria. Asta, atât. Cu mai multă pasiune. De ce vă spun chestia asta? Pentru că el a făcut un liceu de matematică informatică, iar eu, ca părinte, conștient, nu am pus baza pe ce a învățat la școală. L-am meditat. Deci ați trebuit să faci efort exact. De plus. Nu mi-a luat ciorat, am dus. Domnul Bărbescu, trebuie să vă spun un lucru. Acest efort pe care îl mărturisesc dumneavoastră că l-ați făcut, îl fac foarte mulți părinți. Părinții sunt în stare, așa cum spuneți, să nu iau pereche de șosete sau să iau de la gura mea și pot să-l duc pe copilul meu. Eu am văzut că are potențial, că altfel nu eram nebun, se bag matematica în cap. L-am văzut, l-a verificat un an de zile un prieten. Băi, are căpățână. Hai, tată, du-te. Și atunci v-a descoperit și drumul a fost foarte stoic. El a căutat cu această, poate cea mai importantă invenție după roată, internetul. Da, sigur că da. Deci dacă știi să folosești, că are și părțile lui da, în față. Deci, dar vă rog succes în prezentare. Da, mulțumesc frumos. Deci, Cristi, eu nu pot să trec așa ușor peste acest moment. Și de aceea îmi amintesc când m-am găsit cu Vlăduț, este a doua emoție care o trăiesc acum cu tine. Deci când Vlăduț, te salut Vlăduț, de acolo direște, cred că ești student în anul 1 sau 2, îmi dau seama acum, da. Vlăduț, în 2011 era elev în clasa A. A7-a, da, așa. Ți-amintești bine că le urmări pe Vlăduț, știi, Vlăduț când zicea. Ei bine, când Vlăduț, băiatul meu, tot Cristi se numește, când mi-a spus, tata, apărută copilul care a făcut un film care, în care spune să aduc recunoștință profului online. Recunoștință profului, chiar așa se numea. Știți cum a procedat? El a plâns la tatălui și a zis, tată, te rog frumos, mi-a adus o tablă, să-mi aduce o cameră, că eu trebuie să fac o filmuleță care să aducă recunoștință profului online. Și face chestia asta. E mai importantă decât aia materială. Extraordinar. Când
A apărut filmulețul și mi-a pus fiul meu și l-am văzut, am plâns. Și n-am stat pe gânduri, m-am urcat în mașină și am plecat la Sighișoara. Dom'le, trebuia să ajung la copilul ăsta. Am ajuns la el, era în straie de sărbătoare toată ulița lui pregătită, cu bunica, cu vecine, cu mătușa, cu nu știu ce, și v-a spus, acum stăm la masă și vă merg să vă prezint cetatea. Am prezentat cetatea și ne-au prins noaptea, mă. Și ce să facem noi acum? Zam, trebuia să facem o lecție. Și la lumina becului, la tabla aceea, acolo, a făcut o lecție de matematică și a fost o mare, mare bucurie pentru el. El s-a dus și în Germania. Filmul este pe internet. Deci acolo, la un moment dat, se găsește filmul respectiv. Da. Și ce să spun, astea sunt momentele, acum când am auzit că tu ai făcut, vă fericit, domnul Mărgulesc, pentru chestia asta, el s-a ținut de capul dumneavoastră, deci am înțeles, de mult, din mai mult. Și a vrut să vină singur. Și am zis, băi, ai răbdare, ai răbdare că... Super veste! Deci, și când în parcare ne-am găsit, el a spus, acum stau, vreau unde mă cazez, nu mă interesează, nu știu ce, poți să pleci acasă, gata, l-am văzut pe față. Este super, este extraordinar. Mă, vă iubește, vă să vă spun clar că vă iubește. Domnule președinte, domnule prim-ministru, ăștia sunt copiii care trebuie să beneficieze. Iată ei, Prof. Online a făcut tot ce trebuie acum pe internet. Sunt 1555 de lecții. O paranteză, domnul președinte, profesor. Și asta este. Asta este. Și mă credeți că am ajuns până la Sibiu, am dorit să mă întâlnesc cu doamna, prima doamnă, în ideea de a-i transmite mesajul și ea ca profesor, să spunem să asigurăm șanse egale elevilor. Știi ce înseamnă asta? Să spunem, există Prof. Online. Atât. Există Prof. Online. Ca nu întâmplător să dea copilul peste mine. Da, da, da. Și iată, să face, să-i fie informat, să duc acolo și facă lecții. În momentul ăsta am clasa a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, lecții de lecție. Ne-am pășit o lecție. A, urmărând programa școlară. Programa școlară. Da, da, da. Deci tema pentru acasă. Deci este, o, cum să spun, un ajutor imens. Dar nu vor, domnule, nu vor. De ce nu vor? Nu știu, n-am să-mi explic de ce. Președinte, ce efort ar face în plus pentru a-mi spune chestia asta? O, are buget, are chestii, are interese, dar... Aici ar câștiga punctaj. Haideți să spunem ce. În popularitate, tot ce ar însemna. Domnul Mărgulescu, știți ce înseamnă profesorul din el, dacă a reacționat, gândindu-se la ce mare ajutor, de ce mare ajutor ar fi mesajul ăsta, ar fi nevoie. Cred că e o bătălie între profesorul din el și omul politic din el. Nu știu ce suntem, probabil este ceva, dar de știu știe, convins sunt că știe de Prof. Online atâta vreme, cât eu am ajuns la liceu unde prima doamnă preda și am transmis mesajul. La director. Și de știe. Numai că... Am fost peste tot. Am fost. Se tot caută reforma care nu mai găsim. E simplu. Da, e simplu. Foarte simplu. Lucrurile simple sunt cele mai grele. Asta e. Dintotdeauna am avut șansa să fie. Acum, eu, Cristi, fiindcă tu ai venit cu atâta drag la mine, eu cum să răspund ție? Decât printr-o lecție de matematică. Vă rog, domnule. Hai să-ți povestesc. Ce mi se întâmplă mie? Făcând lecții la clasa a 5-a, la tablă mă aflam aici, așa, și, mă rog, cineva, o mămică, în sală fiind, îmi pune tot felul de întrebări. Deci la lecțiile acestea care le vedeți, au participat și părinții. Unul, o mămică, care a venit lecții de lecții cu fetițele ei, două fetițe, lecții de lecții. Și ea pregătea materialul tot, eu trebuia să pun mâna pe cântă și să fac lecția. Nu știa nimic. Sigur că te poate surprinde oricând cu o întrebare care, la care să nu ai răspunsul pe loc. Păi și vedeți ce mi se întâmplă. La clasa 5-a, vorbim clasa 5-a. Zice să se calculeze suma, yes. Tu îți mai amintești așa ușor, ne amintim și împreună. Suma asta. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte plus n. Asta e suma lui Gauss. Suma Gauss, da.
suma primilor... N pe lângă N plus 1 pe 2. Exact. N pe lângă N plus 1 pe 2. Așa. Asta, la clasa a 5-a, li se dă formulă. Da, da, da. Dar li se dă formulă aceea și ei trebuie să știe așa. Profesorii fac greșit chestia asta. Nu demonstrează, nu. Nu îi pun deloc să înțeleagă de unde vine chestia asta. Dar dacă pe copilă zic, aș începe așa, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte, plus... Să spune, 9, hai să zicem, până la 9, da? Până la 9. Ei bine, el poate să ducă 1 și 2, 3 și 3, 6 și 4, nu știu, și 10 și duce până la capăt și voi vede cât face. Dar zic, spune, bă, fii un pic mai șmecher, mai inventiv, mă. Ia adună pe 1 și cu 9, nu știu ce face, 10. Ia pe 2 și cu ăsta din față, 8, tot 10. Iată pe 3 și cu 9, 7, 10. Și câte perechi de astea de 10 ai făcut? Mai este 4 și cu 6, hai să vedem, da? Și 5 care rămâne trist aici. El nu are cu cine să mai lucreze, da? Și atunci face parte 40, nu? Cât zici? 1, 2, 3, 4 și cu 5, 45 aș face, nu? Da. Asta. Și acum, dacă vrem să o vedem, ar veni câte numere sunt? 9, nu? 9 ori cât? 10 supra 2. Adică 45 ăsta, hai să zicem așa, 45, poate fi 9 ori 10, ce aș? 9 ori 5, exact, 9 ori 5. Perfect, ai zis. 9 ori 5, care înseamnă 9 ori 10 pe 2. Și acum vine 9 pe lângă 9 plus 1. Da? Supra 2. Și atunci formula s-a dus pentru 9 ori. Când suntem până la 9. Și ușor, ușor copilul se înțeleagă, mă duc spre o formă de inducție, mă joc acolo cu ei, în sfârșit. Asta o știau ei. Ei zice, punem formula lui Gauss, o aplicăm, n pe lângă n plus 1 pe 2 și nu știu ce. După o săptămână. După o săptămână, dacă nu înțelegi mecanismul. Știi cum s-a întâmplat cu Gauss când l-a făcut? Da. Am întâlnit eu pe filme. Da. Așa? Micuțul Gauss, în clasa Bantei acolo, învățătoarea trebuia să proșeteze, să facă... Să scape de ei și... Așa. Gauss a venit cu... Cu tăblița. De la 1 până la 100 s-a adunat în lume. Și când învățătoarea... Spărată învățătoarea. Ea trebuia să facă spatele de plouă, să proșeteze. Și cum se întâmplă chestia asta? Păi cum? Ăla am sezat cu 1 și cu 100, 101, 2 și cu 99, 101 și câte perechi de astea. Și eu dat deodată 5.050. Și toți copiii adunau o jumătate de zi. Asta înseamnă să ai... Bun. Și acum vă povestesc ce mi se întâmplă. Doamna respectivă găsește suma, zice, 1 ori 2 plus 2 ori 3 plus 3 ori 4 plus 4 ori 5 nu știu mai departe, plus 99 ori 100. Păi la clasa a 5-a, să știu ce fac eu. La clasa a 5-a. Deci este un moment foarte tare pentru chestia asta. Copiii zici 1, 2, 2, 2, 8, 3, 6, 3, 4, 2, dar ca să se adun pe toate acestea, nu-ți vine. Și atunci, eu asta, la nivelul clasei, mai, să zicem, la 10, 11, o fac. Că e suma aceea, ți-amintești? Sumă, de la care dau cu 1 până la el, din cap pe lângă cap plus 1. Care se scrie, ca fiind, de aici, nu de la 1 până la 100 ar fi fost aici. Da, da, da. 100. Da? Exact. 1 la 99. La 99. Corect. La 99. Da. Din cap în cap plus 1, care înseamnă sumă de la K egal cu 1 până la N, din K pătrat, plus, desfacă și K pătrat plus K. Și suma sumelor, înseamnă sumă din fiecare, deci egal cu sumă de la K egal cu 1, Până la 99 din K pătrat plus sumă din corect. K egal cu K de la 1 până la 99 din K. Da? De la 99 să din... Să vă spun sumele plus. Așa. Se suma sumelor. Așa, da, da. Suma sumelor, sumă din fiecare, da? Da. Suma sumei. Ei, suma pătratelor este formulă. Este N pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1, 2N plus 1 supra 6. Da? Și suma lui Gauss, suma numărul n pe lângă n plus 1, deci plus n pe lângă n plus 1, supra 2. Ei, de acum lucrez, găsesc răspunsul.
Asta pentru clasa a 10-a. A 9-a, a 10-a, pe acolo, pe undeva. Dar ce să faci la clasa asta? Ce să faci la clasa asta? Eram destul de încurcat. Că greutatea nu e să rezolve greșițiul, să rezolve la nivelul lor. Aici este problema. Aici este problema. Iar dacă vrei, Cristi, eu mă detașez de toți colegii mei, pentru că caut să mă să cobor la nivelul care gândește el, copilul acolo. Nu trag de el și să-l aduc la minți spre mine. Păi eu nu pricep nimic ce vrei să faci, spui. Adică premuștacheta, nu mai sare, la sport, nu? O ia pe dedesubt. Ce să facă dacă era? E o metodică. Da. Învățări. Aici este. Cum fac? Și atunci visez. Ceva trebuie să vină în minte. Am zis, eram într-un stadiu de blocaj, așa, și cu un efort maxim. Lecția este pe internet, se vede. Un profesorul făcea eforturi maxime să găsească un mod de a prezenta exercițiul încât să fie accesibil lor. Și am zis, dacă aș avea o idee, dacă ar poposi o idee la mine, încât suma asta, să o transcriu într-o formă încât să fie oscilantă, să se reducă termenii 2 câte 2, visam și eu la ceva. Și am zis așa, 1, 2, 3. Dacă aș mulți cu 3, aici aș avea 3 termeni consecutive. Da, dacă mulțesc cu 3 pentru a face ăsta 3, cu 3 ar trebui să fac peste tot. Deci n-am voie să mulțesc cu 3, decât dacă mulțesc așa cu totul, toată egalitatea asta. Deci, punând 1, 2, 3, a treia cifră consecutivă după 2, este 3, da? Bun. Și atunci mulțesc cu 3. Nu știam ce șanse voi avea, dar visam la ideea de a face o sumă alternantă, cum spuneam. Ei, 3 S, mulțim cu 3, 3 S, este egal cu 1 ori 2 ori 3, așa să-l pun într-o... Am să-l marchez pe 3 ăsta, 3 de aur, zic eu. Care va face un serviciu, nu știu ce. 2 ori 3, tot ori 3, că ăsta, că tot e mulțim cu 3, nu? Da. Toată egalitatea. Plus 3 ori 4 ori 3, plus 4 ori 5 ori 3, plus puncte, plus 99 ori 100 și ori 3. 3 ăsta. Bun, 3. Aici e bine. Dar pe 3-ul ăsta am să-l scriu ca fiind cum să fac eu? Cel din față este 1. Cel de după 3 este 4. Adică succesorului 3 minus predecesorului 2 dă 3. Dă distanța de 3. Da. M-am dus mai departe. Succesorului 5, care e 6, minus predecesorului 4, care este 3, adică 6 scăzut 3, tot 3 face. Și atunci am zis, hai să scriu pe acest 3 deștept. Pe acest 3 deștept. Să scriu așa. 1 ori 2 ori 3, lasă așa. Plus 2 ori 3 pe lângă 4 minus 1. Nu-i bine? Da. Că 4 minus 1 face 3. 3. Da. Plus 3 ori 4 pe lângă 5 minus 2. 5 minus 2. Excelent! Spuneați că nu vă prindeți la matematică. Nu, că până într-a noua am fost la matematică fizică. După aia am făcut sport mai mult. Două ori minus 1. Deci asta trebuie, așa trebuie făcut în matematică. Adică să te apropii de ea zâmbind. Asta e o modalitate de a înțelege și aia mai, care nu sunt atenți sau sunt mai puțin... Dom'le, să poți capta să fii lângă tine! Exact. Nu? Altfel, degeaba stai tu și te faci acolo nu știu ce. Da? Plus,
4 ori 5, 4 ori 5, de mulțit cu? 6 minus 3. 6 minus 3, nu? Plus puncte, puncte, și așa mai departe, plus 99 ori 100. Pe lângă 101, minus 91. 101, că e succesorul lui 100, 101 minus 98. 98. Nu fi mir de folos treaba asta. Ia să vedem. 1 ori 2 ori 3. Plus 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3 ori 4. Plus minus 1 ori 2 ori 3. Minus 1 ori 2 ori 3. Da. 2 ori 3. Aplic distributiv, da. Ăștia se mulțumesc cu fiecare în parte. Plus 3 ori 4 ori 5. 3 ori 4 ori 5. Apoi minus. Minus 2 ori 3 ori 4. Plus 4 ori 5 ori 6, minus 3 ori 4 ori 5, minus 3 ori 4 ori 5, plus 99 ori 100, da, plus puncte, puncte, corect, plus 99 ori 100 ori 101, minus 98 ori 99 ori 100. Și egal. Super momentul. 1 ori 2 ori 3, minus 1 ori 2 ori 3. Se reduc. Exact. 2 ori 3 ori 4, plus 2 ori 3 ori 4. 3 ori 4 ori 5, 3 ori 4 ori 5. 4 ori 5, așa cu cine mai fi acolo. Ei, și rămâne ăsta de aici. Că ăsta de aici din față îți duce cu cine mai fi fost. Și rămâne doar ăsta. Da? Deci rămâne 99 ori 100 ori 101. Deci răspunsul corect este 99 ori 100 ori 101. Care face acolo cât face, sfârșit se mulțește și se găsește răspunsul. Suma asta este egal cu acela. Dragilor, ca să poți să transmiți ceva ce știi tu, trebuie să trăiești momentul acela. Deci copilul trebuie să te vadă că te-ai emoționat și tu în fața ieșitului acesta. Că ai trăit ieșitul acela. Cristian, să spun un lucru. Eu am fost profesorul copiilor mei. Și ei știau, și pe mult toți elevii știau, că eu nu pregăteam niciodată lecția de acasă. De ce? Spuneam așa, dacă eu nu sunt în stare să fac ieșitul acela la prima citire, apoi, cum să-i cer lui să facă la prima citire? Și dacă eu am emoții și n-am să pot să-l fac, ei o să mă înțeleagă că nu am emoție, că nu mă prind acolo, nu mă prind, că doar ce asta e omenește să fie așa. Dar ei înțelegeau, chiar spuneam cine face prima muzică, hai, știți cum vă pricep, nu? Da, domnule dirigente, știm. Acum, cine dă răspunsul primul? Era angajament total. Se iasă în fața mea. Se iasă în fața mea, știți cum e. Era superbă chestia. Mă uit la tine câte bucurie trăiești acum, că tu îți imaginezi cum eu, chiar așa se întâmpla, că nu mint și trăiam concret, și m-ar vedea foștii mei elevi, că nu falsez, ci tocmai trăiam existul așa. Iată-mă, așa ceva dacă prezentăm, câștigăm de copii. Domnule președinte, domnule prim-ministru, aveți o, cum să spun, o mină de aur, am să spun așa, fără să exagerez. Trebuie scoasă la suprafață, trebuie spus copiilor, trebuie spus, domnule, avem o șansă și pe care o trebuie să o valorificăm. Să pregătim pentru NASA. Domnul profesor, vreau să vă spun un lucru. Partea creativă a unui om, care este nativ în fiecare, este omorâtă sau dezvoltată. Depinde de abilitatea profesorului. Ea este dezvoltată atent până prin clasa a 3-a, 4-a, de ce am discutat. Acolo e perioada, când vine copilul de acasă. Da, vine că... De ce? De ce zboară? De ce? Știți că copilul mic, ne treabă un mii și una de întrebări. Ei bine, tu, părinte, dai cât poți informații, cât se poate, cât poți să-l faci pe el să înțeleagă. Da. Dar vine școala și vine și îi omoară el anul ăsta. Exact. Face așa ca așa spuneam. Învățătoarea îi spune, astea sunt. Deci îl șablonizăm, gândirea. Exact. În loc să-i dezvoltăm latura creativă, în loc să-i stimulăm partea asta.
Iar din ce am discutat și am mai citit și eu, dacă până undeva la 12-13 ani îi tot retează elanul ăsta creativ, s-a terminat. Nu-l mai are. Nu-l mai are. Exact. Pentru că discutam cu profesori universitari, care, mă rog, conduc activități de cercetare, spune așa, studentul care nu i s-a dezvoltat, care nu i s-a dezvoltat latura asta creativă de timpuriu, nu mai e ce face. Da. Nu mai, el nu îndrăznește să gândească ceva pe lângă program, pe lângă cei ce se dă. Ci ia așa, uite așa, da, ia metodică, pe toate. Metodică de rezolvare. Da? Atâta, asta trebuie descoperit. E bine, în toată chestia asta, dându-mi seama de, mă rog, de gravele greșeli care se fac în învățământ, mergeam ca metodist la, mă rog, la diversi colegi când mergeam în inspecții și le spuneam, dragilor, uite, eu dinainte, eu îți dau 10, dar face următoare chestie. Cât stau în bancă, eu nu am stare, dacă tu o să o iei pe lângă subiect și nu-mi place cum așa, eu am să discut cu tine și să-mi strecor ușor spre lecție și să-ți arăt cum se face lecția aceea. Ce rost mai are ca după aceea să-ți fac praf lecția care e făcută aia, greșit acolo. Nu, îți ieși și tu cu ochii tăi cum trebuie să facă. Cei care înțelegeau mesajul meu erau încântați. Cei care nu înțelegeau orgolii și nu știu ce, nu reacționau pozitiv. O tânără, așa cum ești tu, absolventă a facultății de matematică, mi-a zis așa, domnule profesor, dar dacă în bancă stând eu, se întâmplă ca eu să sesizez un culoar în care dumneavoastră la tablă și eu găsesc o breșă și mă strecor pe tablă, îmi dați voie? Hai de mine, fo! Și ne înțelegem așa. Și draga dea profesoare, sesizează chestia asta, un moment prielnic, și intervine, știți, acolo oare nu s-ar putea și așa? Și atunci m-am retras, am să fie la tablă. A fost un spectacol. Da, pierduse copiii din mână și a revenit în scenă. Da. Deci am făcut aceste greșițiu și ea a fost încântată, iar eu, crede-mă că am luat-o ca pe fica mea în brațe de bucurie pentru că în fața elevilor. Dar așa, din priviri, mi s-a încălzit sufletul că a înțeles mesajul meu. Nu orgolele, că de orgole nu faci nimic. Așadar, dragul meu Cristi, acum tu am înțeles că ești în anul 3, ai trecut în 4, așa, la Academia Navală. Academia Navală. Bun. Sigur că vei deveni un inginer pasionat în culise de matematică. Foarte tare de matematică. Pentru că a avut șansa asta de a descoperi prof online. Și, cum spunea tata, a mers pe mâna unui coleg care a încercat să finiseze, să vadă despre ce e vorba. Ai dat-o peste prof online. Și aș vrea să-mi povestești care a fost reacția ta când m-ai întâlnit acolo. Cum? Primele lecții. În primul rând m-a atras naturalețea lecțiilor. Nu, adică cât de ușor și cât de simplu decurgea și tot, cât de repede înțelegeam. Am dat, de fapt, peste trigonometrie prima lecție. Așa. Pe care o faceți la Stupină. Chiar în zona. Așa. Mi-a plăcut cum ați explicat, de fapt, cum a gândit Arhimed, de fapt, de la ideea de bază, cum a gândit Arhimed în triunghiul dreptunghi, cum a prelungit ipotenuza și cateta și a obținut raporturile. Cateta pe ipotenuză. Și acest raport se păstrează. Dar prelungi noi. Așa. Și de aici am înțeles ce e acela un sinus, ce e acela un cosinus. Am înțeles toate formulele acelea de sin de 2 alfa, vine 2 sin alfa și cos alfa. Și toate au curs așa. Au curs perfect. Am înțeles cum să le transform în tangente, cum să mă joc cu ele, cum să le fac. Adică și efectiv, teorema Pitagora care demonstrează sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1. Asta din cercul trigonometric. Așa. De fapt, tu ai descoperit acolo și eu vorbesc despre trigonometria toată pe cercul trigonometric făcut. Tot, acolo. Cercul de rază 1. Da, cercul de rază 1, că ai mers cu ipotenuza 1 și atunci totul merge. Da.
Vezi? Până acolo, până la întâlnirea ta cu mine, trigonometria era cum era? Cum era acolo? Poezie. Cum să spun? Niște formule aruncate ca într-un sac, azi le învățai, mă iutai. Da, cel puțin acestea de desfacere nu le puteam. Nu aveai nicio. Uite, apropo de asta, știi ce mi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. Deci elev în clasa a 10-a, se făcea trigonometria la vremea aceea, în clasa a 10-a. Și făceam semestre pe noi. Trimestre. Trimestrul 1, trimestrul 2 și trimestrul 3. E bine, în trimestrul 1 și 2 am făcut trigonometria. În vacanța de primăvară am ajuns acasă și o singură duminică care am prins-o în cele două săptămâni acolo, am zis eu, ia să văd eu ce știu la trigonometrie. În dimineață nu mă doar, nu m-a pus nimeni, nu dați seama. Decizia a fost la mine. Dar eu aveam slăbiciun și știam, băi, azi îmi învăț, nu-mi uit. Când am pus mâna să-mi amintesc vreo formă, nu știam niciuna. Și am zis, de ce m-am dus la școală? Care a fost rostul? Păi dacă nu știu nimic. Și o duminică întreagă, de dimineață, am pus mâna pe creion și am dedus formulele după manual, că n-aveam altceva. Profesorul meu le dăduse așa, mi-a aruncat pe tablă. Niște formule acolo. Eu cu fițuica, cu hârtiuța pe care le avea scrise și le scria de pe hârtiuța lui pe tablă. Și l-am scris și eu. Și nu l-am scris nimic. Le-am dedus-o cu creionul în mână. Erau sărite anumite etape, dar eu l-am punctat acolo bine și l-am văzut cum curg ele. Și acum am zis, acum Ioane, încă o dată, la un cap larg. Tu singur. Da? Tu singur, fără carte, fără nimic. Ești deștept sau ce faci aici? Și așa le-am dedus. Și cum le-am dedus atunci? Și cum le-am înțeles atunci? Și le-am predat ca profesor având performanță maximă. Deci, profesor, pot să vă întreb ceva? Cu drag. Eu am avut probleme mari la derivate, foarte mari, și am dat peste primele țări dumneavoastră. Ați explicat până de la raportul acela. Da. Când e pozitiv, când e negativ, ce se întâmplă, nu știu. Dar nu puteam să înțeleg, dacă citeam, că am încercat din manual pentru prima oară să învăț data. Și aveam formula limită din x tinde la x0, din r de x minus f de x0, totul spre x minus x0, da, să pun indice. Da. Nu am înțeles de ce înseamnă când tinde la x0, nu am înțeles efectiv așa treaba asta. Și acolo ați dezvoltat dumneavoastră planul de coordonate și ne-ați explicat pe o funcție, să zicem. Așa. Cum e, luăm un punct fixat, să zicem, da, x0, așa, și un punct mobil, pe axa x. Da. Și punctul mobil, să zicem, că e acesta, x. Bineînțeles, funcția f de x, așa, graficul funcției și proiecțiile, așa, în două puncte, a și b. Așa, de coordonate x. De coordonate x0 și f de x0. X0 și f de x0, ca să fie tot cu ce ai tu. F de x0. Da. Și B, îl trec aici. B, da, de coordonate X și F de X. Și F de X. Corect. Și ați explicat acolo cum, de fapt, dacă ducem o dreaptă care trece prin cele două puncte, A și B, efectiv, dreapta aceasta va deveni tangentă la grafic cu cât apropiem X-ul mobil, punctul mobil, de cel fix. Exact. Și să desenez încă o dată, să desenez aici surprins încă o dată etapa aceea. Da. Să zicem că acesta e punctul A cu proiecția lui X0. Da. Și să zicem că ne-am apropiat până aici. Foarte mult, da. Nu, aici. Așa. Cu punctul X. Proiecția aici. Se observă clar cum dreapta fosta coardă, să zicem așa, dreapta aceea devine acum tangentă la punctul X0, da? Da. Și acum, valoarea derivatei în punctul acela